Bun găsit! Zâmbesc ca să nu mă enervez. Zâmbesc pentru că am încercat să intru în direct pe Zoom. Am încercat să fac asta și nici cum n-am reușit. În seara asta mi-a zis Zoom-ul, nu pot să te ajut, habar n-am de ce. Poate pentru că mi-am aranjat părul, a zis, mă, e prea mult pentru mine, nu vreau. Hai, glumesc. Vreau să văd dacă sunt în direct, vreau să văd dacă mă auzi, dacă suntem împreună. Ok, suntem împreună și mă bucur. O să-mi pun telefonul pentru că vreau să văd în seara asta tot ceea ce îmi scrii pe chat și vreau să rămân aici. Lasă-mă să mă pregătesc mai departe cu chestiunile tehnice. Am învățat că atunci când facem Zoom, trebuie să fim cu totul pregătiți la buton să ne pornim. Lucrurile nu funcționează întotdeauna așa. Uite, la buton nu am funcționat. Bună seara, bună seara. Mă bucur să fim împreună. Am un cuvânt pe care nu vreau să-l rostesc astăzi. Sub nicio formă și am un gând pe care vreau să-l spun încă de la început. Sunt super, super atentă la oamenii din jur, la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și vreau din capul locului să urez, să mă uit la tine în ochi și să-ți urez sănătate și putere să mergi înainte și să mergem înainte, să trecem peste tot ceea ce se întâmplă și toate obstacolele în ceea ce privește sănătatea. Sunt cu tine. Doamne ajută să fie bine. Și tu și toți ceilalți care trec prin această criză, nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Bun. Sunt bucuroasă să fim împreună. Iacătă, am un ceai, așa cum cred că și tu te-ai obișnuit. Pentru mulți dintre noi, marți seara la 8, bem un ceai împreună. Englezii au ceaiul de la ora 5 și l-au de foarte mult timp, e o tradiție a lor. Uite, noi facem aici pe dietetică o tradiție în care bem ceaiuri. Am făcut ordine în pliculețele de ceaiuri pe care le am pe jos și m-am gândit că am vreo 20 ceva de ceaiuri. Oamenii au început să-mi trimită ceaiuri pentru că se uită la această emisiune, frumoasa noastră emisiune, la acest live. Și mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru asta. Astăzi am un ceai mai prețios sau mai pretențios. Înainte să judeci în vreun fel, așteaptă să-ți spun toată povestea. În seara asta am un ceai de la doTERRA. Am un ceai de la doTERRA care într-adevăr este un ceai mai scump, dar dăm voie să-ți prezint și astfel de ceaiuri. L-am primit de la Olivera Draia, care este consultantul meu în ceea ce privește aceste uleiuri. Și ceaiul ăsta de la doTERRA este cu un iz și cu un ulei de bergamontă care este absolut delicios. Ți-am spus că înainte să judeci sau să te gândești cumva în vreun fel, poți să iei acest ceai pe care eu ți l-am prezentat astăzi ca pe o bucurie pe care să poți să o faci odată, cândva, de ce nu, sau ca pe un dar pe care poți să-l faci cuiva alături de care să bei un ceai bun. Este un ceai cu roiniță, cu mentă, cu bergamontă, cu ulei de bergamontă, cu măcieș, cu sfeclă roșie, cu mur, frunză, cu mușețel, cu lămâiță, cu levănțică, cu trandafir roșu. E delicios, e prețios și din când în când avem nevoie să facem lucrurile prețios pentru noi. Din când în când. Și apropo de asta, vreau să iei povestea acestui ceai care este mai scump, dar la care poți să te gândești din când în când. Vreau să iei povestea cu o altă poveste de-a mea care mi-a venit în minte atunci când mă gândeam la acest ceai. Mi-am adus aminte că atunci când a pătruns Starbucks-ul în Timișoara, era la mall, la Julius Mall, Starbucks-ul de jos, avea un fotoliu mov care îmi plăcea la nebunie. Îmi plăcea locul, îmi plăcea muzica. Îmi plăcea să stau la Starbucks și îmi plăcea mirosul de cafea de acolo. Și era o perioadă foarte grea. Fiecare dintre noi avem perioade mai bune sau mai puțin bune. Și era o perioadă destul de grea în care bugetul îmi era foarte, foarte atent, direcționat. Eram doar eu cu Saskia. Saskia avea vreo 2-3 ani. Plecam dimineața, ajungeam seara. Saskia avea nevoie de foarte multe terapii. Și gestionarea bugetului era foarte strictă, așa cum ți-am spus. Ce este interesant și aș vrea să-ți povestesc este că o dată pe săptămână, sâmbăta, mă duceam la Starbucks. Doar
O dată pe săptămână mă duceam la Starbucks, sâmbăta, stăteam 2 ore și beam o cafea sau un ceai și aveam un buget, nu mai știu exact, 24, 20, 20 de lei. Era bugetul pe o săptămână pentru a bea cafea la Starbucks. Astfel că înțeleg și știu ce înseamnă gestionarea de buget. Am trăit toate lucrurile astea așa cum poate le-ai trăit și tu. Și tocmai de aia îți spun că, uite, 6 zile nu beam cafea, ca o zi să pot să beau cafea și să o fac cu bucurie acolo unde îmi place cel mai mult. Și pe lângă faptul că îmi luam acest răsfăț, ca să spun așa, o dată pe săptămână, era și bucuria de a sta și a citi 2 ore. Ia poveste așa, ca să nu fii supărată sau supărat pe mine, pentru că în seara asta ți-am prezentat un ceai mai scump, și ia gândul că uneori merită să cheltui mai mult pe ceva decât să cheltui pe lucruri care sunt mai puțin valoroase, și la fel e și pentru mâncare, același lucru. Fac acest live direct de pe Facebook. A început laptopul să vâjie, să se ventileze, sper să țină tehnologia. Mă uit să văd dacă am ceva de închis, să închid pe laptop ca să nu-l supra-solicit foarte tare. Ok. Aș vrea să știu de tine ce ai bei în seara asta, cum te simți. Scriem, pentru că citesc toate mesajele. Citesc absolut toate mesajele și ori dau un răspund, ori, așa cum știi, sunt aproape de tine. Mă bucur că suntem împreună și pentru mine, de ceva timp, seara de marți nu mai este una sub presiune, în care trebuie să livrez ceva informativ, în care trebuie să fac ceva într-un anumit fel. Nu, este pur și simplu o întâlnire în care vorbim despre noi, în care mai degrabă șeruim starea dintre noi și asta este fantastic. Vreau să-ți povestesc două lucruri care mi s-au întâmplat, unul astăzi și unul ieri. Prea sunt asemănătoare și de-aia dăm voie să îngăduiem prin ele, să te inspir, să-ți trimit putere, să-ți trimit năzuință, că tot ceea ce poți și vrei să-ți împlinești, se poate împlini. Ieri soțul meu mi-a spus, prietenii noștri de la Oradea, avem un cuplu prieteni foarte, foarte dragi, oameni foarte dragi cu care ne întâlnim mereu când mergem acolo, au vorbit cu el și i-au spus că ei au intrat în programul 30 de zile fără zahăr și au slăbit unul dintre ei 14 kg, unul dintre ei chiar mai mult, pentru că pur și simplu au ținut acest regim fără zahăr, în continuare fac asta, s-au apucat de sport și a fost o veste wow, super tare, înseamnă foarte mult. Iar astăzi alimentam într-o pompă carburant pentru mașină și la un moment dat am văzut o doamnă care mă salută, am crezut că este mama unei colege de-a Saschi și pe urmă, în secunda 2, mi-am zis, nu cred că este dânsa. Și ulterior mi-am dat seama că este o doamnă de pe grup, o doamnă cu care m-a și ajutat în materialul pentru cartea 30 de zile fără zahăr, care cred că o să apară în vreo 2 săptămâni, Doamne ajută. Și mi-a spus, știi, am slăbit 9 kg de când sunt pe grupul Dietetica. Fabulos! Incredibil! Vă felicit pe toți cei care sunteți pe grupul Dietetica și faceți tot ceea ce faceți pe acel grup. Inspirați pe ceilalți, vă schimbați voi ritmul de viață, ritualurile. Vă felicit pe toți, rămânem aproape și nădăjduiesc să fim o inspirație pentru noi toți. În continuare, laptopul meu se ventilează foarte tare, nu știu dacă trebuie să-i fac ceva sau nu. Na, mă gândesc că nu trebuie să-i fac nimic, se ventilează el singur și îi trece. Fac acest live, așa cum ți-am spus, direct. Am intrat pe un alt browser pe care nu-l folosesc de obicei, doar că Safari nu merge și am intrat în alt browser. Bun. Ce vreau în seara asta? Am nevoie un pic de tine. Seara asta, cumva, este importantă conectarea dintre noi, pentru că am nevoie să mă inspir și tu cu ceva legat de dieta altruistă. Am întâlnit acest termen, dieta altruistă, și mi este foarte, foarte drag. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost un tușe, mi-am zis vreau să știu, vreau să scriu mai mult despre această dietă altruistă. Ce-ți vine în gând atunci când îți spui, când auzi dieta altruistă? Pentru că este o provocare, pentru că sunt la un început de drum și îmi doresc foarte tare să scriu despre această dietă altruistă, aș vrea să-mi trimiți gândul tău. Ce ți se pare ție relevant?
găsești relevant din această dietă altruistă, trimite-l către mine, vreau să scriu despre ea. Înainte de a mă porni, în seara asta vreau să inversez cumva lucrurile, nu de alta, dar laptopul meu se ventilează foarte tare și mi-e teamă să nu se oprească transmisia, nădăjduiesc să ne țină tehnologia cu bine. Vreau să-ți fac o recomandare de carte înainte de final. Înainte să vorbim despre altceva, vreau să-ți fac recomandarea mea de carte din seara asta. Este o carte care mi-a plăcut teribil. Secretul, de la vorbitorii TED la businessmeni faimoși, de ce unele idei prind, iar altele nu. Un storyteller, Carmine Gallo, autorul bestsellerului Vorbește ca la TED. Foarte bune cărți, editura ACT și Politon, felicitări pentru ceea ce faceți pentru noi. Sunt încântată de câteva cărți citite doar anul ăsta, ACT și Politon, excepționale. Vrei să vezi povestea de viață a lui Sting, povestea de viață a lui Tony Robbins, vrei să vezi povestea de viață a oamenilor celebri care ne inspiră în viața de zi cu zi. Ia, această carte este scrisă atât de fain. Știi, mă gândeam dacă o să o fac ca și recomandare de carte, că poate nu toți dintre noi vrem să ne spunem povestea vieții noastre sau nu urmărim chestiunea asta. Și până la urmă m-am gândit, ba da, așa cum scrie aici în carte, la un moment dat, peste 10 ani, lumea va fi a celor care reușesc să facă o poveste din viața lor de aici înainte. Iată-te. În următorii 10 ani, capacitatea de a-ți spune convingător povestea va fi decisivă, unică și cea mai mare abilitate pentru a te ajuta să-ți îndeplinești visurile. Deoarece următorul deceniu este cel mai promițător pe care l-a cunoscut civilizația vreodată, povestea pe care ți-o spui ție și povestea pe care le spui celorlalți, îți va descătușa potențialul și foarte posibil vor schimba lumea. Nu este momentul ca să-ți împărtășești și tu povestea. Apropo, doamnelor, de cele care v-ați scris povestea în cartea Te pup și eu, Ramona, am văzut, te pup la vii, te pup. În cartea 30 de zile fără zahăr, sunt într-un challenge pentru că peste vreo o săptămână, două, va ieși cartea 30 de zile fără zahăr. Abia aștept să vin cu ea înaintea ta. Este o carte care s-a scris datorită grupului dietetic, este o carte care s-a scris cu voi, cele din grupul Dietetica, mulțumesc, nădăjduiesc să facem o treabă minunată împreună pentru oameni, să dăruim mai departe puterea asta de a schimba. Și în același timp lucrez cu Adriana Roman, căreia îi mulțumesc din tot sufletul. Adriana, că te uiți aici, îți mulțumesc din suflet pentru ceea ce faci pentru mine. Lucrăm la un jurnal terapeutic 365 de momente de reconectare cu tine, Adriana. Fără tine n-aș fi reușit, mulțumesc foarte mult. Dumnezeu cumva ne trimite oameni atunci când suntem puși pe treabă, ne trimite oamenii potriviți să ne îndeplinim visurile. Secretul este povestea pe care o găsești în oameni care o regăsești la oameni care au făcut cumva, să nu spunem istorie, dar au schimbat sau au dus un aport major lumii. Mi-a plăcut foarte tare să citesc despre Tony Robbins, despre Steve Jobs. Mi-a plăcut foarte tare să citesc povestea lui Sting. Habar n-aveam de unde se trage The Shape of My Heart. Ok, mergem mai departe și vreau să te provoc cu trei chestiuni. Vreau să-ți povestesc astăzi așa. Te provoc cu trei chestiuni și eu vreau să te las așa. Vreau să-ți povestesc un pic despre dietele de-a lungul istoriei. Sunt patru mari și tari, punctele lor comune. Vreau să te familiarizez un pic cu ceea ce înseamnă dietele în ziua de astăzi. Sunt câteva pe care nu știu cum să spun, sunt cele mai vehiculate dintre ele și vreau să îmi dai ca feedback, să-mi scrii pe privat sau aici. Ce simți vis-a-vis de dieta altruistă? Ce-ți spune asta? Pentru că chiar vreau să scriu despre asta. Dieta altruistă, ce te îndeamnă gândul de maturitate nutrițională și arta culinară pozitivă integrală? Arta culinară pozitivă, artă culinară integrală, artă culinară altruistă. Sunt trei noțiuni pe care aș vrea să le iei cu tine, poate îmi scrii zilele următoare despre ele. Sunt sigură, așa cum eu îți dăruiesc tot ce pot, tot ce știu, și aici pe canalul de YouTube, am învățat de la Neil și nu mai știu cum numele, de la Brand Minds, am învățat să fac bilețele pe care să le prezint în live. Și te invit pe YouTube
Lavinia Bratu, să stai abonat, și astăzi am făcut două filmulețe și vreau să fac live-uri de pe YouTube și te invit să te abonezi și la blogul meu. De acolo descarci gratuit un e-book și o să vină e-book-ul cu 100 de diete fără de rețete, nu diete, de rețete fără zahăr. Deci te aștept acolo. Bun, sunt stresată pentru că îmi vâjie calculatorul, sunt stresată pentru că mi-e cald, pentru că am lămpile astea pe mine și mi-e foarte cald, dar nu mă las stresată. Mergem înainte, mai luăm o gură de ceai. Faptul că ți-am spus că sunt stresată mi-a alungat deja o parte din stres. Ce mult înseamnă, vezi, să fii asumat și să spui ce te doare, dacă te doare, să spui cum ești, da? Dacă se întrerupe emisiunea, înseamnă că frumosul meu laptop, luat de 2 săptămâni, a clacat. Sperăm să nu vâjie precum un feon de păr. Claudia, te văd acum că ai intrat, te îmbrățișez. Hai să vedem. Dieta altruistă pentru mine înseamnă dieta care te face atent și te face conștient la mâncarea pe care o mănânci, dacă mâncarea pe care o mănânci este dintr-o natură, natural, firesc, dacă respectă natura, cât de mult este impregnată cu chimicale și cât de mult favorizarea chimicalelor distruge mediul din jur, dieta altruistă are o super semnificație. Eu vreau să-ți vorbesc însă despre cele 4 mari, nu știu cum i-aș spune, regimuri alimentare de-a lungul timpului. Unul a fost al lui Hipocrate. Regimul primul nutrițional al lui Hipocrate. Apoi putem să ne gândim la regimul culturii chineze. Apoi a fost regimul ayurvedic, super, super și astăzi de luat aminte asupra lui. Și al patruia regim, regimul culturii creștine. Ei bine, foarte interesant că din aceste 4 culturi mari, regimuri nutriționale de-a lungul timpului, de la Hipocrate încoace, toate au niște principii cam după care toate sunt cumva asemănătoare atunci când ne gândim la felul în care le putem cumva intersecta între ele. Este cumva de la toate avem un îndemn în ceea ce privește felul în care să ne hrănim și anume să ne gândim la practicarea postului din când în când, toate dintre cele 4 regimuri mari de-a lungul istoriei, să avem o precauție vis-a-vis de consumul de alcool și anumite alimente, să avem carne doar 2-3 zile sau câteva zile din săptămână, nu în fiecare zi. Fiecare dintre ele viza sațietatea, să nu mănânci până la sațietate, adică dă-ți voie să te hrănești fără să te simți super, super sătul. La un moment dat ai nevoie să te ridici de la masă până când nu te simți super plin. Toate cumva, în toate se regăseau aceste principii pe care le-am tot vorbit și pe care atunci când ți-am vorbit despre principiile după care mă ghidez în nutriție, dacă ți-aduce aminte, principiul integralității, principiului bunului simț și principiul cunoașterii, toate cumva au acestea integrate în povestea pe care eu ți-am spus-o mai de mult. Acum, în dietele din ziua de astăzi, lucrurile stau cu totul altfel. Aș vrea să ne gândim un pic la dieta, de exemplu, disociată. Ce spune dieta disociată? Într-o zi mănânci carbohidrați, într-o zi mănânci proteine, într-o zi mănânci vitamine, dimineața întotdeauna poate mănânci fructe la dieta rină. Da? Dieta disociată se merge pe un singur aliment. Mi se pare foarte periculos această practicarea acestei diete, întrucât sinergia vitaminelor și mineralelor este foarte importantă pentru noi. În absorpție, în asimilare. Cred că ne jucăm cu biodisponibilitatea din punct de vedere al vitaminelor și mineralelor în momentul în care facem această dietă disociată. Mare grijă! Dieta RINA este cea care ne îndeamnă să mâncăm dimineața fructe și semințe crude și tot așa există o etapizare a proteinelor, a glucidelor, da? Într-o zi într-un fel, într-o zi altfel. Este o dietă care se ține 90 de zile, are mai multe etape din câte mi-aduc aminte și foarte multe persoane le-am întâlnit în cabinet după ce au ținut dieta RINA și s-au îngrășat ulterior foarte mult. O altă dietă super vestită, cunoscută, este dieta paleo.
Aici să mâncăm mâncarea din paleolitic. Ei sunt foarte vehemenți, cei susținători acestei diete, în ceea ce privește consumul de produse procesate, chimizate, da, organoleptizate cu aditivi. Și din punctul ăsta de vedere, dieta paleo pentru mine are un plus. Dacă e să mă gândesc, pentru mine are un plus, da. Dieta Okina, o dieta, îmi scap acum, cum se numește dieta, dați-mi voi niște exemple de diete, o să mă uit pe chat. Intermittent fasting-ul este una dintre dietele super, super povestite și căutate, așa cum ți-am spus, pe blogul meu. Una dintre cel mai citit articol din 2018, de când a apărut, este legată de postul intermitent. Îmi scapă denumirea acelei diete și mă gândesc acum cum se numește, dieta Okinawa, care recomandă fructele și legumele, care recomandă folosirea cerealelor integrale, doar puțin să gătim mâncarea și să avem o restricție din punct de vedere al tot ceea ce înseamnă, ca și la dieta paleo, tot ceea ce înseamnă produse cumva chimizate sau făcute acum în industrie de către om. Okinawa este mai degrabă o dietă îndreptată spre partea asta de purificare. Ea elimină cu totul carnea și nu are decât pește, cereale, cum ți-am spus, fructe și legume și este cumva îndreptată și pe creșterea nivelului de conștiință, spre spiritualitate, venind odată cu această provocare de a nu consuma carne. Intermittent fasting-ul, așa cum ți-am spus, este acea dietă care ne învață maturitatea emoțională la care ți-am propus să te gândești la începutul acestui live. Îți reamintesc, beți ceai de roiniță, de salvie, vă îmbrățișez, Mihaela, te îmbrățișez, mă bucur că ești aici cu noi, sunătoare, roiniță, sulfină, o combinație bună pentru somn, încă nu dormim, încă suntem prezenți aici, mulțumesc foarte mult. Un ceai de mentă simplu, excelent, îmi place la nebunie, un ceai de ghimbir, seara, vezi, poate te agită puțin, pentru mine ghimbirul este un energizant, ceai de soc, excelent. Ceai de păducel, Mihaela, îl iubesc ceaiul de păducel, este ceaiul inimii. Ceaiul casei de la Cămara de la Munte e senzațional, te cred, n-am nici o îndoială. Almond și marțipan, ce deliciu, ăsta e un ceai desert mai degrabă. Ceai digestiv, excelent, ceaiul digestiv. Mă bucur că suntem împreună, mă bucur că îmi scrieți, mă bucur că suntem din nou atât de mulți și vă mulțumesc. Te-am pregătit la început cu trei noțiuni noi, cu dieta altruistă. Iubesc termenul ăsta, vreau să scot ceva din el, cu maturitate nu emoțională, maturitate nutrițională, cel de-al doilea termen, și cel de-al treilea, arta culinară pozitivă sau alta arta culinară integrală sau arta culinară altruistă. Este un termen pe care l-am găsit în cartea lui Jack Attali, Istoria alimentației, această dieta altruistă. O să vin cu noi gânduri despre ele în momentul în care o să mă pun un pic în ordine cu tot ceea ce poate să aducă această dietă altruistă. Te invit să-mi lași gândul tău vis-a-vis de maturitatea nutrițională, însă am eu un gând pentru tine. Fii atent! Sunt convinsă că o să usture gândul ăsta, pentru că și pe mine mă usură într-un fel pentru că ți-l spun și pentru că este poate provocator să ne ținem de el, dar fii atent! Ce înseamnă maturitatea nutrițională? M-am gândit că bebelușul are nevoie din 3 în 3 ore să sugă la sânul mamei sau să fie alimentat cu biberonul pentru ca să crească mare. Copiii în perioada de creștere au asemenea nevoie de mese și 3 mese și 2 gustări pentru a crește, a se dezvolta, da? A ajunge la nivelul de maturitate corporală, hormonală, structurală și mentală, bineînțeles, dar mă refer acum la partea de creștere organică, fizică a corpului. Ei bine, omul adult care trece de 25 de ani, parcă ar trebui să se gândească, dacă nu face sport de performanță, care este ritmul nutrițional, din câte în câte ore să mănânce. Nu poți să mănânci ca bebelușul,
sau ca și copilul mic în creștere din 3 în 3 ore. Asta nu înseamnă maturitate nutrițională. Maturitate nutrițională înseamnă să ai 2 mese pe zi maxim cu o gustare. Maturitate nutrițională este să înțelegi că ai nevoie să lași corpul să-și revină după ultima masă, nu neapărat ca să-ți elibereze stomacul, nu neapărat ca să se producă digestia, cât să se producă absorpția și asimilarea nutrienților pe care i-ai furnizat cu o masă anterioară. Despre asta aș vrea să înțelegi și despre asta este maturitatea nutrițională. Nu este că n-ai voie să mănânci pentru că stomac, enzime digestive, dacă nu înțelegi lucrurile astea, atunci uite, îți spun așa, ai nevoie să faci această pauză între mese de 4-5 ore optim pentru ca tot ceea ce ai ingerat să se producă scindarea, asimilarea, biodisponibilitatea corpului să fie lăsată în liniște să-și facă treaba. Despre asta este vorba în tot ceea ce înseamnă biodisponibilitate, despre tot ceea ce înseamnă partea aceasta de maturitate nutrițională. Amintește-ți când vrei să mănânci, câte ore au trecut de la ultima masă. Amintește-ți că asta este foarte important pentru corpul tău, pentru buna funcționalitate și pentru buna asimilare a nutrienților pe care i-ai ingerat în masa anterioară. Asta este un termen pe care vreau să ți-l scrii, vreau să-l iei cu tine. Dacă te deranjează, te rog să mă ierți, dar este foarte bun pentru sănătatea ta, dacă nu de azi, de sănătatea ta de peste 10 ani. Caută să te eliberezi de gândurile vis-a-vis de mâncare pentru 4-5 ore. O ascultam pe Mihaela Bilic, care mi este foarte dragă. Suntem foarte, foarte diferite, o respect foarte mult, este foarte bună profesional. Noi suntem foarte diferite pentru că ea nu a făcut sport niciodată, eu am făcut sport de performanță mulți ani, eu mănânc carne, ea mănâncă carne, eu nu mănânc carne. Suntem diferite pentru că ea se culcă mai târziu, eu mă trezesc foarte devreme, avem un bioritm diferit. Însă mi este foarte dragă și ascult ceea ce spune și mi-au foarte multă inspirație de la ea și mi-a plăcut să o aud vorbind despre dieta intuitivă. Apropo de dieta altruistă, dieta intuitivă, să mănânci vis-a-vis de ceea ce simțurile tale îți cer, dar asta înseamnă o apropiere de tine, o cunoaștere și o simplitate în alegeri. E foarte important. Până la urmă, dragii mei, putem să mâncăm orice, doza face diferența și asta este foarte, foarte adevărat. Cred că putem să mâncăm orice, e un pic exagerat. Știți foarte bine că sunt foarte înverșunată vis-a-vis, știi foarte bine asta vis-a-vis de zahăr și continui să fiu și o să fiu mai departe și cred că copiii trebuie educați de mici să nu consume băuturi cu zahăr și produsele care au zahăr procesat, napolitane, biscuiți, tot felul de ciocolată. Cred că putem să învățăm copiii să mănânce ciocolata măruie de mici și asta le va plăcea și vor fi așa, vor crește așa. Cred că, într-adevăr, zahărul este o capcană, zahărul procesat, rafinat, este o capcană și ar trebui evitat. Vreau neapărat să văd dacă mi-a scris ceva legat de eu nu am somn, ce fel de ceai îmi recomandați? Ceaiul de levănțică, ceaiul somn liniștit de la Fares. Ăsta este cel mai bun ceai. Vreau să văd am făcut ceva? Da, ok, revin. Dacă mi-ați scris ceva vis-a-vis de ceai de curcumă, yes, scorțișoară, wow, ce fain! Elena, te îmbrățișăm, taman din Mexic, ești aici, am făcut azi dimineața exercițiile tale, m-am bucurat foarte mult să te revăd în acțiune, în exercițiile. Psoasul meu îți mulțumește pentru exercițiul de fesier de azi dimineață. Mă uit pentru că mi-aș dori să citesc. M-am uitat marea după ce mi-ai scris tu și tot dădeam ceai din amestec de plante, mentă, iarbă de lămâi, fenicul, mușețel. Se aseamănă foarte bine cu ceaiul de la doTERRA. Excelent! Mă bucur foarte tare! Ceai de boboș de trandafir. Mulțumesc, Mara, că ești aici. Mulțumesc tuturor că sunteți aici. Suntem foarte mulți și în seara asta. Gândiți-vă la subiecte pe care vreți să le discutăm mai departe. Știu că mi-ați spus despre tiroidă și afecțiunile tiroidei. Nu vreau să fiu foarte, foarte intruzivă atunci când vorbesc despre tiroidă și nu am decât un singur gând vis-a-vis de tiroidă.
oprește glutenul 3 luni de zile să vezi cum te simți. Este cel mai simplu, mai practic și mai eficient îndemn pe care pot să ți-l dau. Deci în afară de dieta în problemele cu tiroida, pe care nu o am în, ci pur și simplu n-am decât îndemnul ăsta. Fă asta 3 luni de zile și pe urmă putem să vorbim despre asta. Scoate cu totul glutenul și să vedem ce se întâmplă în starea ta, cu tiroida ta, cu viața ta, cu ritmul tău, cu energia ta. Pentru că, din păcate, tiroida ne afectează foarte mult energia și starea de a fi bine, în armonie sau mai puțin. Dar dacă ai alte idei, uite, scrie-mi și asta. Aștept cu drag să-mi scrii despre asta. Și ia cu tine poveștile despre dietele de-a lungul timpului, despre faptul că toate spuneau să postim, să mâncăm carne doar de câteva ore pe săptămână, să nu ne ridicăm plin de la masă și să evităm anumite alimente, anumite substanțe, anumite combinații. Și ia cu tine poveștile despre dietele din ziua de azi și termină, iartă-mă, da, ți-o spun fain uitându-mă la tine în ochi, termină să mai crezi în vreo dietă care să te salveze și să te aducă la kilogramele pe care le dorești sau la viața pe care ți-o dorești. Dieta este felul în care te hrănești tu zi de zi și îți alegi hrana conștient. Și poate că te gândești și îmi dai un feedback vis-a-vis de noțiunea de dietă altruistă. Mi-a plăcut enorm și vreau să văd ce căutăm, găsim împreună. Eu vin și îți spun din tot ceea ce știu eu, caut să te inspir zi de zi aici pe grup, ori de câte ori am ocazia o fac, inspiră-mă și tu pe mine și scriem ceva despre dieta altruistă. Ce înseamnă pentru tine dieta altruistă? Și poate că într-un live, poate chiar săptămâna viitoare, dacă am feedback din partea voastră, vorbim împreună despre dieta altruistă. Nădăjduiesc ca peste o săptămână sau două să avem un invitat, să fie alături de noi cineva cu care să vorbim despre, vedem. Mă gândesc la un medic nutriționist care mi-e foarte dragă, nu știu dacă se uită acum, dar ea știe că o să o invit, un medic nutriționist de la București, poate că o să fim împreună. Nu, nu mă gândesc la Mihaela Bili, cu toate că ar fi fain, dar nu știu dacă ea este, nivelul ei este să vină să povestească cu noi, dar cine știe, repet, mi este foarte dragă și o urmăresc, cu toate că suntem total diferite și în ceea ce abordăm și în felul în care îndemnăm pacienții să o facă, însă există foarte multe puncte comune. Fiecare om reprezintă o sursă de inspirație. Săptămâna aceasta pe grupul Dietetica am pornit așa. Nu ești îmbrăcată și asortată dacă n-ai și zâmbetul la tine. Zâmbește mai mult. Mi-am pus în gând asta și luni am zâmbit și am râs din tot temirce. Azi nu s-a mai întâmplat, e adevărat, pentru că nu am avut același mindset de dimineață. Dar mâine îmi propun din nou să zâmbesc mai mult, să mă bucur mai mult. Hai să întărim sistemul imunitar prin dorința de a ne conecta așa cum putem cu ceilalți, de a ne zâmbi unii celorlalți, de a ne pune în ajutor către ceilalți. Asta este cea mai puternică strategie, să-ți aduci oxitocină în corp, să-ți crești nivelul de neurotransmițători, care înseamnă stare de bine în organism. Am fost 200 de oameni adineauri, vă mulțumesc, îți mulțumesc pentru că ești aici. Am slăbit 6 kg fără zahăr și cu mișcare zilnic, cu bicicleta. E minunat cu voi, mulțumesc Lavinia, mulțumesc că ești, este al treilea feedback prin care, de zilele astea trei, de ieri și astăzi, trei feedback-uri pe care îl primesc. Nu pot spune că n-am făcut nimic. Noi împreună am făcut ceva ce voi, iacătă, cu toții beneficiem de asta. Aștept cu nerăbdare să-ți prezint cartea 30 de zile fără zahăr. Atunci când va ieși, acesta va fi un live, îngăduiem să-ți vorbesc despre cartea aceasta. Am fost sute de oameni acolo în provocare, a schimbat mulți oameni, cu siguranță poate să facă, așa cum Gianina m-a îndemnat atunci, de ce nu faci o carte, Gianina, Dumnezeu te-a trimis să-mi spui și eu să fac, să duc mai departe gândul tău. Mulțumesc foarte mult și ție și tuturor vă doresc sănătate, vă doresc să aveți putere să depășim cu bine tot ceea ce avem de depășit și să privim mereu către cer cu încredere și cu dorința de a fi bine. Scriem despre dieta altruistă, sunt foarte curioasă ce-ți spune dieta altruistă.
Laptopul face cafea, nu? Da, am reușit transmisia. Astfel că îi mulțumesc și îți mulțumesc că ești aici. Mă duc la copila mea care se învârte pe aici prin jurul meu, are nevoie de mine. Mă întorc în familie, te îndemn și pe tine să faci asta, să-ți iei ceaiul cu tine, să te duci la cei dragi și să duci starea de bine de marți seara în seriile, în toate seriile din săptămână. Cu bine, să ai o seară frumoasă și o viață frumoasă. Te îmbrățișez. Mulțumesc că am fost împreună.